Aoleu. Zici că suntem prin Egipt, prin Turcia. Numai acolo nu mai aveau acoperiș. Ce au zis domniile voastre, dragilor, este cărbunele rămas după un incendiu groaznic. Te doare sufletul. Asta este casa unui om, ce a rămas din casa unui om. O să vă arăt niște imagini. Suntem la Bilca, la asta e brâul de la bordura de la acoperiș. Suntem la familia Mucea, la domnul Constantin Mucea. Și vreau să urmăriți un material care... și la sfârșit sunt convins că veți ști ce aveți de făcut. Un share și un like obligatoriu. Haideți să pornim în ceva care o să... Subscribe pe canalul de YouTube. Vă aștept la sfârșit comentariile. Oh. Dacă nimeni pe nimeni. Asta am văzut-o din elicopter, da. din avion filmat. De la ce a pornit? Trecut avionul atunci. De la de ce? Coșul de fum, o zis, pompieri. Da. Eu, sincer, nu eram acasă, eu eram lucram în deplasare, eram la univa, la Moldoviță, la cam 100 km. Și nu eram acasă. Când a venit, era topit. Și era n-are coș de fum, nu a avut coș de fum. Și l-au luat foc de la colțul șurii de acolo. Păi da. Și asta ce înseamnă? Că a fost pus? Ce fost? Pus, ia cât pus. Cine? Nu știu, nu put, eu, unul sincer, mi-e și frică să mă gândesc că a fost o mână criminală sau... Vedem organele de abilitate care cercetează ce o să fie, nu știu nimic. Da? Nu vreau să... Nu vreau să acuzați pe nimeni. Nu vreau să acuz pe nimeni, da. Asta e. Am avut câteva plângeri penale făcute înainte cu 2-3 săptămâni pentru amenințare. Dumneavoastră le-ați făcut plângeri penale cuiva, nu? Da. Am înțeles. Da. Are logică. Nu știu. Are logică. Ce nu știu să dea bunul Dumnezeu să nu fie o mână criminală, să nu fie... Am înțeles că aveți câți copilași? 5. 5 copilași. Da. Nu vreau ca să... Unde ați mutat? Unde ați dus? Acasă, la părinți, la tata meu. La tata? Da. Și vă apucați de treabă aici? Sau da. Mai cu cine? Lumea vine, mai ajută, fiecare cât poate. Mulțumesc pe calea... Pe calea asta oamenilor care vor să vă ajute? Da, atâta lumea. E, m-a sunat din... da, icoana aia a rămas acolo? Da. Wow. Nu, era în casă. Era în casă? Da. Ce-a mai rămas după focul ăsta? Nimic. Nici acte, n-am certificatele de naștere a copiilor. Tot, nu am niciun document, tot ars. Rescă câteva hainuțe, șale de purtat. Că s-au transformat din buni în hainuțe de purtat. Wow! Aici, și era aici în zona asta? Centrală. Centrală, nu? Dar, fac, era făcut în bine, cărăminte, era izolat, era... Cum Dumnezeu? Placă deasupra? Da, nu e zis filmat. Doamne fere, aici ați avut o... Un spațiu verde. Dragilor, lumea zice că aici zic, cu oamenii că de aici au fost pus foc. De acolo, din spate. A, ați mai avut ceva aici? Da. Aici au fost dura. Aici am... Doamne, cum arată, dragilor. Ați avut o gospodărie mândră. Mândră, nu bataie de joc. Mare, de cum? 22 de metri cât au fost ură, magazinite. De acolo i-au fost. De aici au luat foc, nu? Pus frumos. Am înțeles. De la casa asta, de aici s-a văzut. O văzut omul atunci, el a dat primul. Eu pot să spun, conform spuselor a martorilor, care, pentru că eu nu eram acasă, nevastă mea era în casă, nu a văzut. Dar lumea care vecin de aici, care au sunat la 112, au mărturisit că fum și foc era în spatele șurii. Aici. Eu nu pot să știu, da. Tu și dumneavoastră erați în casă? Nu, era soția. A, e numai soția, doamne, eu eram plecat, vorbesc prostii, îmi cer scuze. Când era aproape stâns. Doamne. Era aproape ars, aproape stâns. De aici au plecat? Ți-o dă frumos. O luat foc șura.
Și aici a fost o terasă din el. S-a dus focul pe terasă, în loc până la casă. Pe, pe lambriu, cu nitrolacul. De s-a dus acolo. Doar centrala e funcționabilă. Ha. Da. Fii bune? Da, centrala nu a explodat, nu s-a întâmplat nimic. Bine, mă, vine și bagă presiune să vadă care-i treaba. Aici tot e numai o ars, adică s-a topit rubinețe și așa. La suprafață, da, ea nu... Da. Păi cum poate să arate? Doamne, cum poate să arate? Asta tot. Doamne, fierește. Am să fac o tură prin casă, dragilor. Mă doare să... Păi era izolată, bine, era făcută ca lumea, adică nu cu metal, cu placă, nu cu glume. Băi, cum a poate să arată. Da, aici au fost băiți, făcute, tăte, nimeni, tăte, așa e. Doamne, munca de o viață. Munca de o viață. Cinci copii are, domnul? Cinci copii de la 7 ani până la 2 ani jumătate. Ferească să... Eu tata lui. Au, bunicul cum ar veni? La dumneavoastră. Tata lui Costică. La dumneavoastră stau copii, da? Aici e altă baie, asta e, o scăpat cumva așa. A, da? Chiar o scăpat. Dar aici a fost tăt negru, dar am înjupit tăt, am dat. Ați dat jos de pe... Da. Doamne, cum arată. Așa, da. Doamne. Uitați cum a fost acolo, așa a fost toată casa. Așa. Negreala asta? Negreala. Am să pun o întrebare de neam prost. Câți bani ați băgat în casa asta? Da, cine știe, dar s-a făcut în timp. În 2007 am cumpărat-o, nu era gata, era numai acoperită. Era zidită și acoperită. Și eu am cumpărat-o și în 2007... Tu vă chinuiți atâns. Da, da. Am 3 ani de când, 3 ani jumate de când. De când s-a mutat aici. 3 ani au stat între ăsta de bici a terminat. Băiat. Oameni, cum poți să arăte? A, dar asta după ce le-ați jupit pereții, după ce ați dat-o jos, ca să înțeleg că totul a fost așa, culoare. Totul a fost negru. Cum e peretele acolo, nu? Da, exact. Și fumă ăsta, până iese fumă ăsta din casă, dar din perete. Dar am dat cu tecul plase până la timp cu ea. Ce să facem? Ei lucră, ei lucră. Bine, lucră. Vă apucați de ea din nou? Da. Vreți să o faceți la capăt? Ce să fac? Unde să mă duc? Da. Unde să mă duc? Posibilitatea e de altă noi. Să fac un acoperiș și încep cu fac pe dedesubt. O cameră, două, trei. E pe posibilități. Ajută lumea, ajută. Mai sunt oameni și cu suflet mare. Pe lumea asta. Da. Nu uite așa că ați băgat, dar e făcută corect, cu merge instalația, mă, să te dați tot jos. Nu, să vedem acum ce spune specialistul. Instalația trebuie scosă, că de oricum e topit. Mai ea, e topit. Dar tot pe... Cum arată ăsta, frate? Băi, băiete. Vă dați seama ce... Foc a fost aici, băi. Da, o temperatură. Temperatură. O ars și mobilierul și canapele și... Asta ce era întrupător? Așa ăsta era înăuntru cu ars. Ai, frate. Da. Instalația de căldură era acolo, vinite pe disubt aici. Înseamnă că și asta trebuie... Nu știu, gândim. Dumnezeu să mă iert. Și putem recupera. Băi, cum arată. Băi, cum o să zice. Da. Doamne, doamne, doamne. O să râdeți, dar pe mine m-au sunat niște... Și vine, a fost în șoros aici, a fost negru, tot în trai ca în tunel. Am muncit tot până am dat și am ajuns la... La cărămidă. E dat până la Tincuială. Până la Tincuială. Da. S-au dat plasă jos, s-au dat tot. A sunat în cineva... Ca să scoatem fumul, cât de cât mirosul, că nu s-a poate face. O sunat cineva din Portugalia. Care vrea să ajute și... Uitați aici, așa e. Așa era, nu? Uite, diferența, cum o... Așa au fost pereții toți. Aici nu-i luată. Uitați sus aici. Da. Am făcut, pot să fie bine, dar e groază să le privesc. Da. Nici n-am curaj, nu. Doamne, ferește. Acoperișul sus, dus acoperișul tot, nu? Da, da, da. Bă, și acoperișul și primul tavan. Doamne, doamne. Wow. Wow. Wow, 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 wow. La lumina zilei arată înfiorător, dragii mei. Ba, cum am putut să-l fac?
Asta ce este? Cablul de curent. Cablul. Instalația de curent. Instalația de curent? Doamne ferește. Doamna sănătoasă, copiii sănătoși. Da, slavă Domnului, mulțumesc că nu au fost victime omenești. Da, mare. Dacă se întâmpla cu poate cu o oră înainte, îi prindea pe toți în casă, dormeau. A, nu erau în casă? Ba da, erau în casă, da. Poate că dormeau, dacă era ora mai... A, mai târziu un pic. Da. Pe la cât a fost incidentul? La cât s-a anunțat? La 7:30 am înțeles că a început să... Să aprinde cu flacără. Acolo, zona aia, ziceți că de acolo, zic, martorii că a plecat... Din cele spuse de martori, da. Toți au văzut. De acolo fum în spate, acolo la șură. Și nu mai pleca doamna să dea drumul mie, să vadă, ne s-o probat să scoată mașina și când au deschis porțile la... La șură? La șură, acolo, nu mai putut scoate mașina. Un vecin nu a lăsat-o să intre, bine făcut. Că i-au vrut să scoată mașina și să ia că documentele sunt în mașină. Aici au fost mașina. Și nu mai pucat să o scoate. Da. Când au deschis și era fum și foc acolo, la casă nu era nimic. Probabil că... Nu știu, dacă ea a sunat târziu din cauza panicii. Nu știu ce vecinii să mai sunat mai, cred mai, că mai degrabă un pic, mai repede. Da. Poate dacă nu s-a panicat și suna mai repede, poate vine aia. Poate se întâmplă. Da, da. Eu, din cele mărturisite de martori, de vorbesc, da. Da. Asta e. Ce să zic, cumplit. Dragilor, asta e casa omului, pe el să-l ajutăm, în rest, aveți un cont ceva unde să vă poate, da? Aveți, da? Mi-l dați ca să pun după aia în comentarii? Da, da, da. Ca să știți că l-aveți în comentarii acolo, dacă vreți să ajutați, nu pe el, că el îi informă, s-a apucat de, v-a apucat de treabă. Da. Copilașii aia, 5 copii? Nu. 7? 7 la 3 ani. 5? 4? 3? Dragii mei, nu vreau să vă zic cum arată aici, într-un mare, cum grinzile alea, haideți să vă arăt niște grinzi. Bă, dar asta a scăpat. Da, a fost parchet. Aha, și a luat numai... Și apa a stat pe parchet și nu a apucat să ia foc. Ah, și a dat o... Era plin de apă. Cum arată o grindină. E praf și pulbe. Dragii mei, cei din Bilca, ce sunteți acum în Portugalia, intrați în mesaje, în comentarii, omul are nevoie de ajutor. Eu zic să bem o bere mai puțin și să-l ajutăm. Pe el, familia lui și pe copilașii ăștia. Deci de la Bilca, din curtea omului de ei, mă stânge în spate ce văd aici. Aolea! Trebuie să-l ajutăm. Sus inimile!